Mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnilor și domnilor colegi. În această sesiune parlamentară, declarațiile mele politice vor vizare deșteptarea poporului român și astăzi voi vorbi despre diminuarea pensiilor militare. La un an după declarația politică intitulată De ce pensiile militare nu sunt pensii speciale, subiectul revine în actualitate într-un alt context. Iată că după ce o viață întreagă militarii au contribuit prin activitatea proprie la construirea unei românii care performa economic, aceștia sunt chemați iar să ajute țara jefuită timp de peste 30 de ani de guvernanți, de data aceasta prin reducerea valorii pensiei începând cu ianuarie 2022. Această acțiune dureroasă pentru familiile militarilor este controversată pentru că pensia reprezintă un drept patrimonial individual, iar diminuarea ei atrage dreptul atinge, pardon, dreptul constituțional la proprietate și creează discriminări, generând multe acțiuni în instanță care, în mod constant și curajos, se pronunță în favoarea actualizării sau creșterii pensiilor militare. La un post de televiziune în data de 17 ianuarie 2022, actualul ministru al Apărării Naționale, un civil cu responsabilitate manifestată față de instituția militară, a făcut precizări binevenite privind pensiile militare. Oare le-au înțeles cei indrituiți să rezolve această problemă? Acestea sunt pensii de serviciu, nu speciale, pentru că statul contribuie la fondul de pensii atât pentru serviciul prestat de militar, cât și care recompensă pentru privațiunile la care sunt supuși aceștia. Valoarea pensiilor este de 20% din bugetul Ministerului. Nu există pensii nesimțite, cum le-au catalogat constant diferiți lideri, din întregul spectru politic. Există pensii mari doar în zona justiției militare. Sistemul actual de pensii militare, din cauza unor acte normative, hotărâre de guvern numărul 1 din 2017, 848 din același an, 937 din 2018 și 935 din, 2000, din 2019, impuse de măsurile de adoptare a instituției, adoptarea instituției militare, a creat situația inacceptabilă în orice armată, ca la grade și funcții egale să se plătească pensii diferite. Anul 2017, fiind termenul care a permis acest lucru discriminatoriu, astfel că raportul între o pensie plătită cu 10 ani în urmă și una plătită în prezent este de 1 la 3. Precizez că pensiile militare nu au mai fost indexate din anul 2016. Țin să subliniez că statutul de membru NATO al Armatei Române implică și problema pensiilor militare, permanent neglijată și eludată de către guvernanți, indiferent de culoarea politică. Oare această ignorare a problemei spinoase a armonizării sistemului pensiilor militare nu afectează capacitatea de mobilizare a rezervei armatei? Domnule prim-ministru, prin măsura deloc onorantă, adoptată la deputul lui 2022, Vă înscrieți în galeria celor care au tăiat pensiile și veniturile românilor. Stănișoară, Oprea, Boc și Băsescu. Rămâneți în istorie ca generalul care a tăiat pensiile camarazilor militari, iar în toate armatele care se respectă, acțiunea are un singur cuvânt definitoriu și lipsit de onorabilitate ce alte experiențe sunt preconizate pentru pensionarii militari români. Vă mulțumesc, deputat Aur în circumscripția 10 Buzău, Nicolae Neroman.